Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Poetul unei cântări mai vechi, dragii mei, frați și surori, spune în felul următor: Domnul este aici, căci am simțit viorul. Și mă rog în seara asta, fiecare dintre noi aici, în templul rugul aprins, să simțim că e prezent aici Domnul. Și prin Duhul Său cel Sfânt să ne vorbească tuturora. Și prin Duhul Său cel Sfânt fiecare dintre noi să simțim atingerea Lui. Lăudat să fie numele Domnului. În urmă cu aproximativ vreo 11 ani, tatăl meu s-a hotărât să plece în Germania. În vremea aceea nu prea am fost de acord, deși eram puțin mai mic. Însă, dragii mei, știți, cei mai mulți dintre noi care plecăm în Europa nu plecăm de prea mult drag. Plecăm datorită nevoilor pe care le avem. Însă la un moment dat, când a plecat, dragii mei, și a găsit un contract de muncă, să muncească la ceva parte de distracții, acolo unde lucra avea la un moment dat foarte mare stres. Se necăjea că are prea mult de lucru, se necăjea că șeful era prea rău, se necăjea că noi suntem acasă. Însă, dragii mei, la un moment dat s-a hotărât să vină din nou în România. Când a venit din nou în România, venind pe autocar, nu ne-a spus absolut nimic. La un moment dat mi-aduc aminte și în ziua de azi, că era dimineață pe la 4-5, m-am dus și am deschis ușa. Însă ascultați-mă, dragii mei, frați și surori, la un moment dat când am deschis ușa, am văzut că era paralizat. Și l-am întrebat: tate, ce s-a întâmplat? Dar ascultați-mă, Alex, de la prea mult stres, m-am necăjit prea mult, am tras prea mult în mine. Alex, am paralizat. A doua zi dimineață ne-am trezit, era chiar în perioada când trebuia să mă căsătoresc. M-am gândit: Doamne, ce necaz îmi trebuie, știți cum e la noi. Când te căsătorești, începi să te pregătești, să faci una, să faci alta. Însă, dragii mei, în momentele acelea, vă spun sincer, nu mai aveam chef de nicio căsătorie. La un moment dat, ascultați-mă, l-am întrebat pe tati: tati, ce vrei să faci? Știi ce mi-a zis tatăl meu, dragii mei, frați și surori? Știu un lucru, că Iisus Hristos este răspunsul pentru mine. În seara asta, dragii mei, aici, în templul rugul aprins, pentru fiecare dintre noi, Iisus Hristos este răspunsul. Pentru problemele cu care ne confruntăm, poate în fiecare zi, Iisus Hristos este răspunsul. Poate pentru copiii tăi care nu te mai ascultă, Iisus Hristos în seara asta aici este răspunsul pentru tine. Poate pentru soția cu care nu te mai înțelegi de multă vreme, Iisus Hristos este răspunsul. Poate pentru soțul tău cu care nu te mai înțelegi de multă vreme, Iisus Hristos este răspunsul. Stăteam și mă gândeam, dragii mei, cum spune Scriptura: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, că eu am biruit lumea. Dragii mei, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi, ca și creștini, ca și copilul Dumnezeu, nu rămânem doar la necaz. Că uneori, dragii mei, când treci prin strâmtorare, știi ce face Dumnezeu? De cele mai multe ori când am trecut prin încercări, știi ce a făcut Dumnezeu cu viața mea? A început să mă smerească. Că de cele mai multe ori, dragii mei, știți, atunci scoate Dumnezeu aerile pe care de multe ori le avem în noi, când trecem prin spital, când trecem prin diferite probleme, că nu mai există înțelegere în familie, atunci Dumnezeu ne smerește. Însă în seara asta aici, în templul rugul aprins, unul singur este răspunsul pentru fiecare dintre noi și acela este Iisus Hristos și e prezent aici. Onorat să fie numele Lui. Mi-aduc aminte de Șadrag, Meșac și Abednego. Declară Biblia, dragii mei, frați și surori: la un moment dat nu vreau să se închine nici de cum împăratului Nebucadnețar. Însă, dragii mei, împăratul acesta a spus în felul următor: oameni buni, nu acceptați în cuptor cu voi. Nu doar că i-a aruncat în cuptor, declară Biblia, dragii mei, că a fost un foc foarte mare. Nu mai aveau nicio șansă. Știți ce au spus acești trei frați la un moment dat? Și chiar nu, de nu ne va scăpa, împărate, noi nu ne vom închina. Știți ce am înțeles din experiența lor? Că ei au fost siguri că pentru ei Iisus Hristos este răspunsul. În seara asta aici, în prezența unui Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun că Iisus Hristos este răspunsul, poate pentru boala cu care te confrunți de ani de zile, poate pentru problemele la care poate te gândești, nu mai există nicio soluție, nicio șansă. Iisus Hristos în seara asta e soluția pentru tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. La un moment dat, din punct de vedere al sănătății, nu mă simțeam așa de bine. Mi-am făcut analizele. În vremea aceea eram în urmă cu vreo 3 ani, aveam vreo 26 de ani. După analize mi-au spus: domnule, îmi pare rău, aveți probleme cu glanda tiroidă, aveți probleme cu ficatul, aveți probleme cu colesterolul. M-am gândit: Doamne, la 26 de ani atâtea probleme. Ascultați-mă bine, dragii mei, nu e ușor să fii slujitor.
Nu-i ușor să vin întotdeauna în fața unui popor. Dar ascultați-mă, dragii mei, m-am dus acasă plângând, vă spun sincer. Cel mai mult îmi place să comunic cu mami. Și am spus mamei mele, mami, nu știu ce se întâmplă, dar parcă mâna lui Dumnezeu apasă. Parcă ceva nu e în regulă, atâtea probleme, din probleme în probleme, din necaz în necaz. Dar ascultați-mă, dragii mei, am făcut un singur lucru de care niciodată nu-mi rușine. Am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu știu că pentru toate problemele mele, Tu ești răspunsul. Și în seara asta aici, dragii mei, Iisus Hristos este răspunsul. Când m-am dus din nou la analize, doctorița de acolo, avem o doctoriță româncă, mi-a spus, domnule Columpar, nu mai aveți absolut nimic. Știți de ce, dragii mei? Că noi trebuie să credem în puterea lui Dumnezeu. Trebuie să credem în seara asta aici, în templul rugul aprins, că Iisus Hristos mai poate vindeca orice boală. Că Iisus Hristos este soluția pentru fiecare dintre noi. Că Iisus Hristos este răspunsul pentru fiecare dintre noi. Amintiți-vă de orbul lui Bartimeu. Declară Biblia, dragii mei, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de minunat, că mulți îl certau să tacă, dar omul ăsta mai tare striga, Iisus, Iisus, Fiul lui David, ai milă de mine. Omul ăsta știu, dragii mei, că Iisus Hristos este răspunsul pentru el. Nu știu cu ce te confrunți în seara asta. Poate nu ai înțelegere în familie. Vreau să spun ceva. Iisus Hristos este răspunsul pentru tine și pentru familia ta. Și în seara asta aici, în templul rugul aprins.